Bună ziua! Numele meu este Otilia Constantin și sunt responsabil TIR în cadrul Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România. Astăzi mi-am propus să aduc în discuție câteva noi reglementări aplicabile începând cu data de 1 ianuarie 2022 pentru transportul de mărfuri între Uniunea Europeană și Marea Britanie. Un prim subiect îl reprezintă Serviciul de Deplasare a Vehiculelor de Mărfuri, GVMS. Începând cu 1 ianuarie 2022, se aplică controale vamale pentru toate mărfurile care circulă între Uniunea Europeană și Marea Britanie. Acest sistem, GVMS, a fost conceput pentru a înlesni o circulație rapidă și eficientă a mărfurilor, fiind utilizat de multe porturi ale Regatului Unit. În sistemul GVMS vă înregistrați dacă sunteți transportator cu sediul în Regatul Unit sau în afara acestuia. Asta presupune și dacă sunteți un conducător autoindependent care transportă bunuri, fiind singurul responsabil pentru perfectarea formalităților vamale, o companie ce subcontractează ridicarea de mărfuri în numele altei întreprinderi, o firmă de logistică angajată pentru a transporta mărfuri și a finaliza procesele vamale în numele altei companii, o firmă mare de comerț cu amănuntul care transportă și își declară propriile mărfuri. În cazul în care doriți să transportați mărfuri printr-un port GVMS și nu sunteți înregistrat, nu veți putea urca la bordul unui feribot și să treceți mărfurile prin vamă la granița Regatului Unit cu Uniunea Europeană. În vederea identificării porturilor din Regatul Unit ce folosesc sistemul GVMS, puteți accesa linkul menționat. Procedura de înregistrare pentru a utiliza serviciul de deplasare a vehiculelor de marfă presupune să dețineți un număr de identificare și înregistrare a operatorilor economici din Marea Britanie, care începe cu literele GB, și să vă creați un cont UK Government Gateway online. Durata obținerii unui ID de utilizator și a unei parole Government Gateway este de aproximativ 5 minute, însă poate dura până la 2 zile în cazul în care contul dumneavoastră trebuie verificat. Așa cum am menționat anterior, pentru a utiliza serviciul de deplasare a vehiculelor de marfă, trebuie să obțineți numărul GBE-ORI, să vă creați un cont UK Government Gateway și să vă înregistrați în sistemul GVMS. Înainte ca șoferul să ajungă la frontieră, să aibă un pașaport valabil, să aibă un cod de bare valabil al referinței pentru transportul de mărfuri pentru deplasare, GMR, fie în forma de hârtie, fie pe telefon. Acesta este generat de GVMS și începe cu GMR. Rețineți că poate fi creat doar un GMR per vehicul. Transportatorul responsabil cu transportul mărfurilor de obicei creează această referință, dar acest lucru poate fi făcut de un agent vamal, un expeditor sau alt terț. Este indicat ca șoferul să știe cum poate verifica dacă a fost selectat pentru o inspecție vamală, accesând contul Government Gateway, fie verificând ecranele de afișare a informațiilor dacă utilizează Eurotunel. În cazul nerespectării indicațiilor vămii, transportatorul poate fi pasibil de o penalizare de până la 2.500 de lire sterline. Pentru a transporta mărfuri spre și dinspre Marea Britanie, transportatorii autorizați TIR pot utiliza regimul TIR pentru a finaliza cu ușurință procedurile vamale. UNTRR încurajează utilizarea sistemului TIR pentru operațiunile de transport efectuate între Regatul Unit și Uniunea Europeană. Practic, carnetul TIR servește ca o declarație vamală de tranzit solicitată de către vamă pentru a certifica existența garanției necesare. Folosirea carnetului TIR permite titularului păstrarea confidențialității datelor sale comerciale, evitarea oricăror formalități vamale la frontieră, altele decât controlul documentelor și inspecția vizuală a vehiculului. Faptul că sigiliul vamal rămâne intact de la începutul până la sfârșitul unui transport rutier internațional sau al unui transport intermodal înseamnă că mărfurile nu pot fi falsificate. Prețul carnetului TIR este disponibil în avans și nu depinde de valoarea mărfurilor transportate. Toate carnetele TIR emise de către UNTRR sunt acoperite de garanția de 100.000 de euro, taxele vamale la marfa transportată fiind garantate până la concurența sumei menționate anterior.
De când Marea Britanie este deja parte contractantă în nume propriu la Convenția TIR, 36 de operațiuni TIR au fost efectuate pe relația Marea Britanie-România de către un titular autorizat la regimul TIR prin intermediul Asociației Garante UNTRR. Pentru mai multe informații privind accesul la regimul vamal TIR, vă rugăm să accesați site-ul nostru, secțiunea Regim TIR, sau puteți transmite solicitările dumneavoastră pe adresa mea de mail otilia.constantin@unetrr.ro. Vă mulțumesc frumos pentru atenția acordată!